O altă problemă l-am adus la cunoștință celor asociații proprietari, că începând cu data de 15 noiembrie la primăria Suceava funcționează un comandament de iarnă. Ei știu aceste numere de telefon prin asociații de proprietari, în așa fel încât atunci când va fi cazul se poate interveni, dar și aici este o problemă legată de plată. Așa cum am spus, sunt undeva la 25 de miliarde de lei vechi, restanțe ale agenților economici și ale populației la salubritate.